Situația epidemiologică este din ce în ce mai gravă în Statele Unite, în sudul statului american, California, nu mai există niciun loc la secțiile de terapie intensivă, iar oficialii au avertizat că situația se va înrăutăți dacă nu va fi găsită o soluție pentru încetinirea răspândirii noului coronavirus. Potrivit datelor oficiale, autoritățile din California au raportat peste 52.000 de cazuri noi și 379 de decese cauzate de coronavirus în doar 24 de ore. Astfel, bilanțul total din acest stat a ajuns la 1,7 milioane de cazuri și 21.860 de decese înregistrate de la începutul pandemiei și până în prezent. Impactul a fost simțit puternic în spitale, mai ales în partea de sud a Californiei, unde nu mai există niciun pat liber la terapie intensivă. Potrivit presei locale, numărul oamenilor inter în spital din cauza noului coronavirus a înregistrat noi recorduri pentru 18 zile consecutive. Creșterea alarmantă a numărului cazurilor înregistrate zilnic a început în luna octombrie. Autoritățile dau vina pe oamenii care ignoră măsurile și recomandările făcute de specialiștii din domeniul sănătății.